Salutare, oameni buni, și bine ați venit într-o nouă aventură pescărească. Am venit într-o expediție de pescuit la crab de 48 de ore, desfășurată la Torniwer, în care voi face un pescuit plantat cu navomodelul. Cine se apropie că va fi o partidă interesantă. Tabăra și echipamentul mi l-am amplasat undeva într-un colț al lacului, un loc interesant care îmi oferă posibilitatea de a aborda zona de colț, care e o zonă interesantă, un hotspot, o zonă mărginită de copaci și tufe aplecate asupra apei, care oferă loc de atracție pentru pești. De asemenea și insula pe care o am în față. Ca și nadă folosesc un mix de boilisuri format din bile de 24 de mm de căpșună și bile de 20 de mm de krill, pelete de halibut, boabe de porumb și semințe de cânepă. Bilele le-am tăiat în jumătăți, unele chiar și sferturi, deoarece pescuiesc pe o zonă a lacului în care substratul este acoperit cu un pat de vegetație. Este foarte dificil să găsești zone curate, aproape tot lacul e acoperit de vegetație și prin urmare voi pescui direct în vegetație. Iar bilele le-am tăiat în bucăți mai mici, jumătăți, sferturi, cum spuneam, pentru a evita să coboare sub patul de vegetație, iar peștii să nu le mai găsească. Vreau să-mi rămână ceva și deasupra pe vegetație. Pentru evitarea încărcării ciclului cu plantele care plutesc în masa apei și sunt portate de curent, o să folosesc niște backled-uri de 20 de grame care să-mi scufunde firul principal de la vârful lansetei și până la punct. Astfel evit și trăsăturile false atunci când peștii sau chiar și plantele se ating de fir. Și de asemenea am observat că la recuperarea monturilor aduc la mal o cantitate mult mai mică de vegetație pe plumb. La curlig folosesc monturi de pop-up pe toate trei lansete, montura Ronnie.
am prins un crap, cred că e recordul meu, cred că mi-am bătut recordul la crap. Hai să încerc să îl arăt. Acum mă pregătesc să-l cântăresc. Hai să mergem să le eliberăm. Frumos crab de peste 20 de kilograme. Seția de crap a venit de undeva din colțul din partea stângă, în jurul orei 10 și jumătate seara. Trăsătura nu m-a surprins, am avut maximă încredere în felul în care am abordat această partidă. Am strâns toată bagajeria, mă pregătesc să mă duc acasă. Aici se încheie o aventură de 48 de ore de pescuit la crab. O partidă de pescuit în care am reușit să îmi dobor recordul. Am reușit să prind un singur crab de peste 20 de kilograme. Hai, dacă v-a plăcut clipul, dați un like și ne revedem în următoarea aventură pescărească. Până atunci, fiind întinse și